mulțumim mult trupei Cats Rhythm și mergem mai departe, pentru că stăm de vorbă cu Daniel Homorodean, o altă persoană care trăiește tot timpul pe picior de plecare. Ai văzut multe locuri, se pare că încă nu te cumințești. Care, de unde ai venit, unde urmează să pleci? Sunt foarte departe de a minți până la urmă. Să ții un pic mai cumințirea va veni doar atunci când voi trece de partea cealaltă ca noi toți. Mie mi se pare că a călătorii este un factor de normalitate, de fapt, și este cea mai bună investiție pe care o pot face. Pe de altă parte, este cel mai important, cel mai la îndemâna noastră factor formativ pe care putem să-l atingem. Pentru că atunci când călătorești, atunci când ești pus în fața diverselor situații pe care trebuie să le rezolvi, situații noi, culturi noi, civilizații și mai ales oameni, trebuie să te descurci, trebuie să înveți și să găsești în tine capacitatea de a negocia situația, dincolo de a negocia doar... Și cum ai negociat în junglă? Am înțeles că ai fost în junglă, ai fost regele Daniel al junglei. Am fost și în junglă, am fost și în deșert. Dar o să te rog să ții microfonul mai sus ca să se audă. Mulțumesc. Am fost și pe munți, am început călătoriile pe vremea când eram student și am început făcând alpinism, dar ajungând pe munți, de fapt, am descoperit și civilizații noi și de atunci încolo am călătorit în peste 35 de țări, încercând să găsesc culturi, să le înțeleg, să înțeleg și să acumulez poveștile oamenilor și întotdeauna mi-a făcut plăcere să dau din partea mea poveștile mele, povești despre fascinanta Europa pentru unii și să acumulez experiențe. Practic, sunt un colecționar înrăit, pe lângă colecția mea de măști africane și alte obiecte tradiționale africane. Cea mai dragă colecție pentru mine este colecția de experiențe și de povești. Care este ultimul loc în care ai călătorit? Și care este ultimul loc în care ai călătorit? În această iarnă am fost în Camerun, am călătorit timp de 3 săptămâni în această țară. Este a 10-a țară din Africa în care am fost. În ultimii 4 ani mi-am petrecut vacanțele în zona continentului negru. E un teritoriu fascinant pentru mine, plin de energie, plin de culoare, plin de oameni foarte deschiși și foarte dornic să te cunoască. Camerunul este o țară destul de mare și foarte diversă, pentru că se întinde de la ecuator, pădurile ecuatoriale, până la în zona de Sahel, în nord, la frontarele Saharei și cuprinde foarte multe culturi, peste 200 de triburi foarte diverse, multe religii, dar și triburi care încă mai trăiesc în... noi spunem comuna primitivă, să spunem oameni care încă se îmbracă cu o centură de frunze, adică un mănânc de frunze în față, un mănânc de frunze în spate, încă nu cunosc valoarea banului, se ajunge destul de greu la ei și sunt foarte puține informații pe care le poți găsi înainte să ajungi acolo, dar odată ajuns acolo ești foarte bine primit și ai parte de o experiență deosebită, trăind cu ei, încercând să îi înțelegi și depănând cu ei povești de ale tale și de ale lor. Molul de unde își au hainele e natura, practic, sunt copacii de acolo, nu? Ce te-a impresionat la cei oameni cel mai tare? Sigur, ei trăiesc într-o comuniune foarte apropiată cu natura și se integrează foarte natural în ritmurile peisajului, să zicem. Pe de altă parte, culturile tradiționale de acest tip sunt agresate de, să zicem, mediul care dorește să-i civilizeze. Pornind de la misionari, pornind de la aparatul de stat care le face și anul trecut le-a făcut chiar și tribul Icom, acolo unde am fost, cărți de alegători, pentru că și votul lor contează, deși ei habar n-au despre lumea de jos și nu interesează ce se întâmplă acolo, e o civilizație care e pe cale să se transforme radical, într-un fel în sensul unei pierderi, pentru că suntem probabil în ultimii ani în care putem să vedem astfel de triburi, sunt rare în lume în general,
Pe de altă parte, este și un demers normal înspre evoluție, pentru că ei acum trăiesc într-o economie de subsistență, fără acces la asistență sanitară, fără acces la educație, media de viață, speranța de viață este extraordinar de scăzută. Deci lucrurile se transformă și până la urmă mă bucur că am fost norocos să fiu martorul unui tip de viață care va dispare. Stăteai împreună cu ei în comunitatea lor în acele timp? Am stat împreună cu ei câteva zile. Ei sunt în munții Atlantica, de la granița dintre Camerun și Nigeria, o zonă unde nu găsești nici măcar grăniceri, deci am intrat și în Nigeria, peste munți. Sunt sate mici, răspândite pe văi. Am trăit în colibele lor împreună cu ei și au fost foarte, foarte bucuroși să ne primească acolo. Iar în schimbul tuturor lucrurilor pe care ei ni le dădeau, le dădeam și noi lucruri de mare necesitate pentru ei, nu bani, pentru că cu banii ei nu au ce face, ci chibrituri, pentru că altfel ei își aprind focul lovind două pietre, și sare și săpun. Știu că ai și consumat acolo ceva. Foarte multe societăți din Africa Neagră fac bere sau alcool local, alcool de palmier, vin de palmier, sau bere din mei. Și fiecare din satele din acest trip Goma, din munții Atlantica, pregăteau în anumite zile bere locală. Așa că am avut ocazia să gust alături de ei berea lor. Și era bună? Da, era bună. Fermentează în câteva zile, este un lichid destul de viscos și tulbure, însă nu ai probleme de la el, e foarte bun. Tu ai și un blog, O Lume Mare, în care ne informezi în legătură cu toate locurile pe care le-ai văzut. Ce urmează să apară pe blog? Care este următorul loc în care le merge? Vă spuneam că cele mai importante colecții pentru mine sunt cele de experiențe și de povești. Pe blogul meu, olumemare.ro, spun povești. Sunt povești cu tâlc în general, nu atât informații despre turism, deci nu e un blog de travel, pur și simplu. Este o colecție de povești pe care le consider cu semnificații și spun lucruri care îndeamnă, sper eu, și pe alții să se gândească la lumea mare în care trăim, la diversitatea ei, și să fie încurajați să o cunoască ei înșiși, să călătorească și să aibă experiențe proprii pe care se formeze. Și acum unde te pregătești să pleci? Voi pleca în mai în Brazilia. Am prins o hiperofertă. Festivalul de la Rio a fost. Deci, a fost, într-adevăr, dar nu atât tipul acesta de festivaluri mă interesează. Ce aș vrea să fac este să ajung la triburile din regiunea Xingu. O să încerc să o fac. Însă e o hiperofertă, puteți să căutați, încă mai este valabilă în perioada aprilie-iunie, în funcție de diverse combinații, 250 de euro din Milano dus întors până în Brazilia. Deci, încercați, pentru că, așa prefigurând și o întrebare potențială, totuși a călătorii nu este scump. Este, a călătorii este atât de scump pe cât vrei tu să fie sau pe cât ești în stare să te adaptezi. Ne gândim că 75% din populația lumii trăiește cu sub $1 pe zi. Și tu poți trăi cu banii aia dacă accepti să trăiești ca și ei. Ei, au fost ocazii în care, mai ales când eram student și când nu aveam bani, în care am călătorit o lună, de exemplu, în Iran, cu $150. O lună. Și chiar dacă Iranul e o țară ieftină, era și atunci, este și acum, totuși acești bani nu mi-au permis să fac mare lucru. Am dormit majoritatea timpului în autobuze și prin parcuri și mâncam cea mai ieftină mâncare, era falafelul. Dar cu toate astea, chiar dacă trăiam cu mai nimic, a fost o experiență extraordinară. Și experiențele extraordinare ale mele, în general, în călătorie, se datorează oamenilor pe care i-am întâlnit. Brazilia te așteaptă, poate ne gândim și noi să plecăm. Vedem. Îți mulțumim, Daniel, pentru că ai fost alături de noi. Mă bucur și eu să fiu alături. O să cunoaștem mai departe un jurnalist special, Walter Ghidibaca,
care în 2006 trebuia să facă un documentar pentru Discovery Channel în Rusia, la bordul unei daci foarte vechi. Trebuia să traverseze toată Rusia, o aventură frumoasă care s-a terminat cu o glumă, între ghilimele. Walter, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum a fost expediția, ca să nu ajungem direct la glumă? Cred că va fi întotdeauna foarte greu să descriu povestea din cauza tinichierei din coadă, respectiv glumă. Finalul a fost reușit până la Vladivostok și apoi, înainte să ajung în țară, mai trebuie să stau împotriva voinței mele 8 luni în Rusia, sub acuzația de furnizare de false informații teroriste. Povestea e complicată, a început la mijlocul Siberiei. Ideea de bază era să facem un documentar, prima dată în colaborare cu televiziunea română, cu echipa realizatorului Dan Păvoloiu, cel care face Natură și Aventură și cu care mă cunosc de aproape 20 de ani. Inițial proiectul a fost agreat, Tudor Giurgiu era chiar foarte încântat. Din cauza unor întârzieri birocratice, să zic, care țineau de alte structuri din televiziune, m-am trezit că proiectul suferea foarte mult, am pierdut toate sponsorizările promise până la momentul respectiv și atunci am hotărât să plec în niște condiții cu totul speciale. Deci inițial nu urma să plec cu o dace pe care ai fi dat-o la programul Rabla. Urma să plecăm în mod normal cu o echipă formată din 4 inși, cu 2 mașini, deci cum se pleacă. Traseul era același, bineînțeles, și scopul era să ajungem la Vladivostok, care pentru cei care nu știu este pe malul Oceanului Pacific, foarte aproape de Japonia. Pe un traseu foarte puțin cunoscut și foarte dur, pentru că din cei 12.000 de kilometri aproximativ până acolo, cam 1.800, deci cam de cum ai traversat România de 3 ori, să zicem, de la Oradea până la Constanța, acest drum de 3 ori este în construcție și nu este practicabil decât în lune de vară când plouă, dacă plouă acolo rămâi. Deci din cauza schimbării planului inițial am ajuns și pentru că îmi doream foarte mult să plec și pentru că pierdusem foarte multă vreme programând expediția, am plecat împotriva tuturor sfaturilor, împotriva tuturor vicisitudinilor. Provocarea era următoarea: 12.000 de kilometri, o mașină de 24 de ani, 30 de zile la dispoziție, 2.000 de euro buget și tot stresul cât în cape. Un buget sănătos, bogat, puternic. Da, în care intrau și... Mulțumesc. Dintre care jumate din acești bani erau destinați pentru benzină. Deci era o cură de slăbire, da, okay. De 12.000 de kilometri. Deci asta urma să fie elementul interesant. Am zis să compensăm lipsa de dotare tehnică cu ineditul expediției. Am plecat... Iarăși, cum spuneam, cred că am făcut două greșeli. În primul rând, am plecat foarte, foarte obosit din România. Deci, după alte stresuri personale, alte decât cele de a organiza plecarea, n-am stat nici măcar o zi să mă odihnesc, ceea ce nu e deloc sănătos. Și doi, am plecat cu un partener pe care îl cunoșteam foarte puțin. Cineva pe care văzusem cam de 5 ori în viața mea și a fost o persoană care a fost de acord să participe cu cameră proprie, și am și plătit toate cheltuielile. Și ideea era că dacă ne iese, ne iese și avem un film de călătorie foarte interesant, dacă nu, ne alegem cu o excursie mai deosebită. Și v-ați ales cu o excursie deosebită. Ai ajuns pe aeroport la întoarcere, nu? Da, am ajuns până la Vladivostok, repet, ceea ce a fost foarte dur. Deci asta și cu mult noroc, nu știu, deci într-adevăr e foarte dificil. Noi ne propusesem ca să și putem filma să parcurgem în medie cam 500 de kilometri pe zi. Deci vă dați seama, cu o mașină de genul cu care am fost noi, poți de multe ori să n-ajungi de la Cluj la Hoedin. Deci de foarte multe ori s-a întâmplat. Dar cu multă răbdare, cu mult noroc, cu multă sârmă, am reușit să ne descurcăm, să mergem mai departe. La întoarcere a urmat cealaltă poveste spectaculoasă, povestea integrală este în această carte, care se cheamă Totul e bine când se termină prost. Ceea ce voi spune acum probabil că este în premieră și este inedit. De ce s-a întâmplat povestea asta ciudată? Pentru că din afară par un tâmpit, să spun așa, care se ține de glume proaste. Da, în aeroport, cum poți să scoți cuvântul din gură, cuvântul bombă? Povestea începe cam de la intrarea în Rusia, din momentul în care am intrat în Rusia, au început să se întâmple niște coincidențe foarte stranii. De pildă, chiar la vamă, eram foarte stresat dacă trebuie să declar camera sau nu.
Vameșul, care m-a ajutat foarte bine, voitor, mi-a zis că nu este nevoie, m-a întrebat în schimb cam câți bani am la mine, am spus precaut 1000 de dolari, a zis, a, păi asta e foarte puțin. În fine, am trecut peste episodul ăsta, de ce ne-am trezit că mergem foarte departe, mult mai ușor departe și scăpăm de formalități cu bine, pentru că în prima localitate în care am ajuns, din Rusia, să fim opriți la un control de poliție. Pe vremea aceea știam foarte puțină rusă, dar am înțeles că suntem întrebați de cameră. Atenție, cameră pe care polițistul care ne-a oprit mașina la control nu o văzuse. Deci cineva îi spusese că avem o cameră și ne ținea, atenție, o altă coincidență, ne cerea ca să trecem mai departe fix 1000 de dolari, suma pe care o declarasem la intrare. Ei, am negociat de la 1000 de dolari la 20 de dolari, poate puteam negocia și mai bine, dar... Bun negociator. Dar asta mi-a ridicat un prim semn de întrebare. A fost un prim semn de întrebare care ne-a băgat în priză și am mers foarte stresat mai departe. Aveam 3 zile la dispoziție să ajungem la prima oprire majoră din traseul nostru, respectiv la Ekaterinburg, ceea ce însemna să trecem deja Uralii și să fim în Asia sau la începutul Siberiei. Legislația rusă îți impune să-ți faci un fel de flotant, cum era pe vremuri la noi, deci te înregistrezi în maxim 3 zile de la intrarea în Rusia, de-aia eram foarte stresat să acoperim 1500 de km cu rabla noastră să ajungem până acolo. Am ajuns, lucrurile s-au mai liniștit la Ekaterinburg, am mers mai departe, următoarea coincidență la Novosibirsk, eu căutasem pe internet, prin diverse cunoștințe, cum am putut, persoane care să-mi poată prezenta locurile în care stau, deci pentru că pe traseul pe care mergem noi și este singurul care este între vest și est, sunt orașe foarte mari, gen Ekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, care... Pe vremuri erau inaccesibile, erau orașe interzise, cum s-ar zice în Rusia, pentru că acolo au ei diverse obiective secrete. Pe noi nu alea ne interesau. Ne interesau să vedem cum arată oamenii de acolo. Sunt ca și noi. Zâmbesc, nu zâmbesc. Un lanț de coincidențe. Da. Hai să ajungem la aeroport. Da. Vreau să menționez, deci acum, deci, din șirul de coincidențe, persoana cu care trebuia să ne întâlnim la Novosibirsk, ne-am întâlnit cu ea, era un tânăr care avea o mică afacere, să zicem, cu robotizarea. Nu semăna deloc cu fotografia pe care mi-o trimisese, în schimb semăna un imitor cu fostul meu coleg de bancă din liceu. Și spunea niște chestii foarte strane în engleză, care tot timpul spuneam, suntem totdeauna noi. Noi între timp eram urmăriți constant, foarte evident, eu nu mă așteptam la lucrul ăsta, în Rusia e un lucru normal, se știa că noi o să mergem să filmăm, pentru că cerusem informații anterior la Moscova, dar era o procedură standard. Eu nu mă așteptam la ea. Ok, am trecut de prima coincidență stranie, să zicem, sau a doua cu Ivan de la Novosibirsk, am ajuns la Krasnoyarsk, eram deja dincolo de jumătatea Rusiei. În momentul în care am rămas singur la hotel, partenerul meu de atunci s-a dus să se plimbe, eram obosit, dar înainte de a ieși din camera de hotel, mi-a spus, uită-te pe DTV, un post rusesc. Eu habar n-aveam de el. I-am urmat sfatul, deși în principiu nu prea aveam ce să înțeleg, pentru că totul e în limba rusă, e dublat. M-am dat pe DTV și rula un film, cred că era Burns Identity. Și văd o scenă, deci în care, după urmărire, personajul principal doarme într-o mașină și pentru câteva clipe, în loc de chipul personajului principal, l-am văzut fața partenerului meu de călătorie. Am zis că e un trucaj. E destul de ușor de realizat, voi știți că lucrați în televiziune, dar în fine am fost șocat și am făcut legătura. Deci partenerul meu, înainte de a pleca, mi-a spus, uită-te pe DTV. Deci dintr-o dată am intrat într-o stare de șoc. Nu știam cum să leg toate aceste întâmplări stranii. După vreo oră în care am fost foarte speriat așteptând la hotel, s-a întors din oraș, foarte entuziast, partenerul de călătorie, Traian se numește, și mi-a zis, hai să-ți arăt ce am filmat. Am filmat ceva foarte interesant, am găsit un grup de ruși vorbitori de engleză. Asta era o problemă noastră, ne așteptam să nu prea găsim vorbitori de engleză și așa și este. Dar erau niște tineri, filmarea era destul de strană, așa, era un tânăr care spunea ceva, ura salutări spectatorilor din România, îi se spusese că va fi un film pentru România și... duce mâna cumva la piept, la buzunar de la piept și mie mi s-a părut că e cam trasă de păr, că își trage cumva portofelul care cade în apă. Dar, mă rog, mie în momentul ăla nu mi s-a părut ceva deosebit la episodul ăsta, dar totuși ceva mă frământa. Și apoi a urmat șocul, mi-am dat seama că personajul respectiv, nu numai că semăna foarte, foarte bine cu mine la vârsta lui. Îmi pare rău că n-am filmarea și o fotografie de-a mea de atunci, pentru că v-ați dat seama. Deci, vă dați seama, astea sunt lucrurile stranii care te pun într-altă dimensiune. Deci nu numai că semăna foarte bine cu mine, la vârsta mea, vârsta lui de atunci, dar și eu mi-am pierdut de 2 ori, exact ca și el, portofelul într-o lună și a doua oară în apă. Deci vă dați seama că eram în alt și nu îndrăzneam să spun ce se întâmplă. La un moment dat am încercat. Deci de aici am intrat într-o stare de foarte mare stresul, de paranoia, urmărit, deci faptul că eram urmăriți constant, până când, încă după vreo 2 zile mai târziu, la Irkutsk mi-a picat mie fisa,
greșit, se va dovedi de altfel, că tot ce mi se întâmplă e o farsă cu camera ascunsă. Și așteptam să apară cineva să spună, pentru că la un moment dat cineva de la o televiziune din Vladivostok a spus că o echipă de acolo i s-a părut foarte interesant proiectul și a spus că sunt gata să ne sprijine cu orice, mai puțin cu bani. Și m-am gândit că poate următorii necunoscuți sunt echipa din Vladivostok, care ne filmează film peste film și tot așa. Ei, și deci tot drumul, pentru că n-a apărut atunci nicio echipă să spună suntem noi, m-am gândit că farsa se va termina la Vladivostok, când eram pe ce să fiu, să trag concluzia că totuși nu e nicio farsă. Iară s-au mai întâmplat niște coincidențe strane, repet, sunt în cărțulia asta. Apropo, prima ediție pe terminate, dar va apărea în curând o ediție a doua și este deja în curs de traducere în limba maghiară. Acum, Walter, cu siguranță foarte presează, multe lucruri s-au întâmplat pe parcurs, dar... Să încerc întrebarea. Hai să trecem la acel episod de care toată lumea știe și presa a vorbit și în România. Okay. Ai ajuns la aeroport, spune-ne pe scurt ce s-a întâmplat acolo. Deci așa cum spuneam, în primul rând eu eram convins că tot ce mi se întâmplă este altceva. Deci nu mai judecam normal. Am plecat din Vladivostok, am zburat 9 ore până la Moscova, mai aveam de așteptat la Moscova 18 ore pe aeroport, ultimul avion cel către Budapesta. Deci episodul care s-a întâmplat, s-a întâmplat la vreo 36 de ore de nesom. Deci eram treaz de 36 de ore. Așteptasem cât așteptasem pe aeroport. La un moment dat mi-am luat o cafea, încercam să... Deci nu reușeam nici cum să dorm. Oricât eram obosit, este o reacție, până la urmă, psihologii o cunosc. Deci din cauza stresului, în loc să dorm, rămâi treaz. A apărut un tânăr foarte ciudat, care rus, care a încercat să intre în vorbă cu mine. Eu în continuare credeam că e un personaj din farsă, pentru că spunea: a, pe mine mă cheamă Roman, tu ești român, hai să bem, hai să nu știu ce. Am acceptat o vodcă de la el, tot încercam să-mi iau la revedere, el mă tot îmbrățișa, eu oricum eram atent la portofel și la buzunare. La un moment dat a început să strige că nu-i place țara lui și chiar să înjure Rusia, el. A apărut un polițist, l-a percheziționat, tânărul a dispărut. Între timp eu am fost întrebat de polițist unde ți-e bagajul, am uitat mai încolo, era la vreo 10-15 metri, ne-am dus către bagaj cu polițistul după mine, era agasant, eram convins că totul face parte din farsa cu camera ascunsă. Surpriză, partenerul meu plecase, lăsând un bagajul singur, fără să mă anunțe, de ori toată lumea știe că nu se lasă un bagaj singur pe aeroport. Îl tot căutam din priviri, polițistul după mine, stresul era foarte mare, m-am dat seama că trebuie să ajung la check-in. Am făcut semn polițistului că e tot în regulă, mi-am luat bagajul pe umăr, am dat să merg spre check-in și mi-am adus aminte că uitasem o sacoșă cu suveniruri fragile pentru prieteni, am pus rucsacul jos, m-am întors după sacoșă, am dat să-mi iau rucsacul și am mai auzit o voce și am văzut o mână care ta către rucsac și întreba: ștoieta? Și răspunsul meu neinspirat a fost o bombă, a fost un răspuns sec și absurd, nu am vrut să produc panică, dar e ca și cum aș întreba eu ce aveți în mână. Microfon. Și bomba s-a transformat în închisoare? Da. Pentru... Din păcate, deci n-a fost panică, n-a fost nimic, mă puteam alege cu amendă, iarăși n-am știut că totuși așa a făcut soarta, că în momentul acela era alarmă de gradul 0 pe toate aeroporturile din lume din cauza unor evenimente de la Londra, dar eu n-aveam de unde să știu, pentru că eu veneam din Siberia, din pustiu și puținul timp la care mă uitasem la televizor n-am înțeles nimic, pentru că atunci nu prea știam rusă, am învățat ulterior. Walter, cei care vor să afle mai multe despre această poveste, cu siguranță vor lua cartea, vor intra pe contul tău de Facebook. Da, pot găsi pe internet, pot căuta cât e bine când se termină prost. Călătoria în detaliu este pe blogul Hello Siberia, dar în general dacă dau căutare cu tot e bine când se termină prost sau Hello Siberia, găsesc povestea în detaliu. Îți mulțumim, Walter. Și noi revenim după o scurtă pauză, dar nu înainte de a mai asculta o bucată muzicală. He changed the
for your wine.